Vă spune și Amalia Ghile, am deosebită plăcere să fiu în mijlocul dumneavoastră și să fiu alături de mirii noștri frumoși, să fiu alături de prietenul și colegul meu de informație, Dorin, și alături de Rosi, cu emoție în suflet și în glas vă spun că vă doresc casă de piatră. Rosi o să ne audă pe cameră. Dumnezeu să vă dea tot binele din lume, așa cum îi doresc mie, așa vi doresc și vouă, să vă trăiască copii frumoși și sănătoși, să vă trăiască nașii și vreau să spun că prezența mea se datorează faptului că aveți niște părinți minunați, voi sunteți copii minunați, dar părinții voștri sunt niște oameni minunați și bunici.